Bine v-am găsit la jurnalul orei 15. Teroarea continuă să fie cuvântul de ordine pe străzile din Afganistan. Zilnic apar noi imagini cu haosul generat de reîntoarcerea talibanilor la putere. Cel puțin 3 oameni au fost uciși și peste 10 au fost răniți. În bătaia armelor sunt și toți cei care încearcă acum să ajungă pe aeroportul din Kabul, singura poartă rămasă deschisă spre libertate. Misiunea de scoatere a românilor este una dificilă. Doar un român a fost evacuat. Alți 14 au cerut ajutor. Busculada din imagini este chiar la porțile aeroportului, locul în care mii de afgani își pun speranța că vor putea pleca spre o viață mai bună, lipsită de frică și teroare. Unii dintre ei își aruncă proprii copii peste gardurile aeroportului. Avioanele militare au mari dificultăți la decolare din cauza haosului de pe pistele de decolare. Disperarea îi împinge pe oameni să se agațe de aeronave, iar cea trimisă de statul olandez pentru evacuarea propriilor cetățeni a fost nevoită să plece fără pasageri. Haos este și în afara aeroportului. Străzile sunt în continuare împânzite de talibani, iar ieșitul din casă a devenit un pericol pentru cetățeni. Președintele Ashraf Ghani a postat un videoclip pe internet în care a explicat cetățenilor motivele pentru care a fugit din țară. Man bayak pirahan watan ban yak waskat wa yak jura chapli majbur ba tark watan shudam. Man qasd farar wa jala watani nadaram. Președintele SUA Joe Biden spune că retragerea trupelor americane nu s-ar fi putut întâmpla altfel decât cu haos. What I thought was we have to gain control of this. We have to move this more quickly. We have to move in a way in which we can take control of that airport. And we did. We're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing. I don't know how that happens. 14 români încă așteaptă să fie evacuați din Kabul. Autoritățile au reușit până acum să recupereze un singur cetățean român de pe teritoriul afgan. Aeronava a ajuns în Kabul, o singură persoană a ajuns la aeronavă, s-a întors aeronava la Islamabad. 14 persoane au ajuns să se întoarce înapoi în Kabul să ia și pe ceilalți. Aeronava de ce rămâne? Vom încerca asta, încercăm acum să vedem cum îi aducem la aeroport. Iar conaționalii noștri nu vor fi singura noastră grijă. Reprezentanții Comisiei Europene au declarat că refugiații din Afganistan trebuie primiți pe teritoriul UE și îndeamnă statele membre să accelereze operațiunile de preluare. La bacalaureatul de toamnă a fost introdusă o probă nouă, cea de fraudă. Mai mulți elevi au fost săltați de polițiști pentru că au copiat la examenul maturității. Aceștia au intrat în săli cu camere ascunse și și-au împărțit subiectele și rezolvările pe Facebook. Unii dintre elevi au încercat să fenteze sistemul cu ajutorul camerelor ascunse în pixuri sau nasturi. Cu toții s-au ales cu dosare penale după ce polițiștii au văzut postările. Ministerul Educației spune că singura soluție care rămâne valabilă este aceea a digitalizării, a susținerii unor platforme de evaluare și examinare dedicate și securizate care să contracareze aceste intenții de fraudă. Sorin Câmpeanu a declarat la Metropola TV că ne îndreptăm spre o eră a examenelor date în mediul online. Soluția poate rămâne doar contracararea tentativelor de fraudă bazate pe tehnologie digitală, tot prin tehnologie digitală. Pentru anul următor, tot ceea ce se poate face, deși este un obiectiv extrem de ambițios, este corectarea digitală pentru evaluările la clasa a doua, a patra, a șasea și pentru evaluarea națională. La nivel de bacalaureat, vom încerca să introducem un proiect pilot pentru corectarea digitală informatizată a lucrărilor de bacalaureat, doar la nivel pilot pentru anul următor. Avem zile de toamnă în mijlocul lui august. Un val de aer rece a traversat România de la vest la est și a adus cu el furtuni și vijelii. Dar nu aveți de ce să vă faceți griji dacă aveți planuri de vacanță în zilele următoare. Meteorologii spun că vremea va fi din nou prietenoasă.
Mâine o zi asemănătoare cu cea de astăzi, în general frumoasă, fără precipitații, temperatură relativ normală pentru această perioadă, maximă la fel, 24-25 de grade în nord, în centru, până spre 30-31 în extremitatea sudică. În weekend ne așteptăm la o ușoară încălzire, astfel încât vremea va deveni călduroasă în partea de vest și de sud a țării și când spun acest lucru, mă refer la temperaturi maxime de 30 și ușor peste 30 de grade, posibil duminică 32-33 în Oltenia, în Muntenia și în Banat. România se numără printre țările europene cu cea mai mare rată a inflației. Datele publicate recent de Eurostat arată o creștere de mai bine de 0,3%, iar acest lucru se va resimți în buzunarele românilor. Inflația crește, prețurile cresc, specialiștii economici susțin că este doar începutul și că în perioada următoare ne vom confrunta cu un nou val de scumpiri care ne va afecta pe mai multe planuri. Dacă anul trecut îți luai ceva cu 100 de lei, anul ăsta dai 105-107 lei pe la același lucru. Deci asta este situația pe care o vedem cu toții în viața noastră de zi cu zi. Și bineînțeles se pune problema de unde câștig eu diferența aia de 5 lei, de 7 lei, ca să dau, pot să-mi păstrez același nivel de trai. Pentru bunurile de larg consum sau pentru bunurile care nu ne sunt chiar atât de necesare, creșterea inflației poate să ducă la reducerea vânzărilor acelor bunuri. Însă problema care apare este la bunurile de zi cu zi, la traiul nostru de zi cu zi. Deci aici nu cred că o să scadă consumul și mă refer la consumul de alimente, mă refer la energia electrică, mă refer la serviciile de telefonie, la utilități. Ministrul Energiei dă asigurări că prețurile crescute la energie nu se vor reflecta direct în facturile românilor. Virgil Popescu este de părere că termenul de intrare în vigoare pentru legea consumatorului vulnerabil trebuie devansat. Ministrul Energiei spune că până în toamnă vor fi luate măsuri pentru consumatorii vulnerabili. Actul normativ ar putea intra în vigoare în perioada octombrie-noiembrie. Aceste creșteri nu se pot reflecta direct în factura consumatorului, pentru că un furnizor care dumneavoastră aveți contract de exemplu, ar fi trebuit să încheie anul trecut sau oricum avea pe o parte din cantitate de cantitatea de energie încheiată, cumpărată la termen și se adaugă. Va fi o creștere, dar nu se va reflecta toată această creștere. Eu am declarat că această creștere pe piața spot nu se poate reflecta în totalitate în piața, în factura clientului de zi cu zi, factura românului, iar consumatorul vulnerabil, tocmai pentru aceea vrem să devansăm. Românii sunt pe punctul de a-și lua adio de la programul Nou Acasă. În doar 4 luni, banii alocați s-au epuizat, iar în lipsa acestora, tot mai mulți aleg creditele ipotecare. Numai în anul curent, aproximativ 13.000 de români și-au cumpărat o locuință prin intermediul acestui program. Cu toate acestea, unii agenți imobiliari sunt de părere că populația nu va fi atât de afectată. Specialiștii totuși au o urmă de speranță. Deși Noua Casă teoretic ar trebui să se încheie, sunt semnale că programul va continua și în anii următori. Totodată circulă zvonuri cum că sunt așteptate fonduri noi de la rectificarea bugetară. Programul Noua Casă a avut evident un buget limitat, pentru că așa decis statul român ca să nu aibă o expunere mare pe acest tip de credit. Cei care sunt afectați de epuizarea acestor fonduri sunt doar cei care n-au reușit să strângă un avans de 15%, așa cum e la creditele ipotecare în lei. Dar nu cred că este afectată o parte importantă din populație. Deși prețurile din piața imobiliară continuă să crească, o treime dintre tinerii din România doresc în continuare să-și achiziționeze un imobil. Cei mai mulți preferă casele în detrimentul apartamentelor, iar colegul meu, Valentin Gheorghe, ne va spune și la ce sunt aceștia atenți când își caută viitoarea casă.
Bine v-am găsit, o bună parte dintre tinerii români doresc să păstreze tradiția părinților, adică să-și cumpere o locuință. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc faptul că suntem campioni în Europa în ceea ce privește numărul de proprietari. Peste 95% dintre români dețin casa în care locuiesc, iar Ungaria, Slovacia și Lituania au de asemenea procente asemănătoare. La polul opus, austriecii, germanii și elvețienii nu pun atât de mult accent pe cumpărarea unei case. Observăm că procentul proprietarilor trece ușor de 50%, iar în cazul elvețienilor acesta este și mai mic, vorbim de 42%. O treime dintre tinerii români au declarat recent că au de gând să-și achiziționeze o locuință. Așadar, ideea de a sta în chirie încă nu ne face cu ochiul prea tare nouă românilor. Mai exact, 26% au spus că își doresc o casă a lor, în vreme ce 12% sunt mai atrași de achiziția unui apartament. Atunci când caută imobilul mult visat, 86% spun că se uită la calitatea materialelor de zidărie, 84% la vechimea clădirii, iar pentru 72% dintre ei contează distanța față de locul de muncă. Deși dorim să cumpărăm imobile, prețurile nu prea ne ajută. Anul trecut, prețul mediu pe metru pătrat vândut a fost de 1322 de euro. Asta înseamnă că pentru un apartament de două camere, un român cu salariu mediu va avea nevoie de peste 7 salarii anuale. Și acum vin cu o veste nu tocmai bună pentru șoferi. Noul ministru al finanțelor a declarat că nu exclude o nouă taxă auto. Dan Vâlceanu a spus însă că aceasta se va aplica numai după găsirea unei variante care să nu provoace probleme identice cu cele precedente. După toată epopeea taxei auto din România și toate problemele pe care am avut inclusiv la nivel european cu această taxă, cred că o taxă sau modul în care vom putea rezolva această problemă este numai după ce vom avea o discuție cumpănită, bine cumpănită, astfel încât să nu ne mai trezim că trebuie să dăm bani înapoi la oameni după ce i-am încasat. Națională București lansează primul tur virtual 3D din istoria instituției, disponibil pe telefon, tabletă și laptop. Acesta propune o călătorie prin clădirea care găzduiește opera, un monument istoric. Sala mare a operei este disponibilă în integralitate spre vizionare în cadrul turului virtual. Aceasta reprezintă singura sală de spectacole din București care îmbină arhitectura specifică cu dotările tehnice pentru spectacole. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Operei Bucureștene. Peste doar o oră se dă startul unui eveniment inedit între zidurile cetății Bistrița. Se va numi Vinul Împăraților și are ca scop punerea în valoare a orașului, a meseriilor vechi, a pasajelor medievale și a vinului bun din Podgoria Lechința. Oamenii pot să deguste peste 30 de vinuri într-un decor de excepție. Curioșii vor putea asculta muzică și vor urmări proiecții de film. Totodată va fi organizată și o expoziție feroviară, iar activitățile vor dura 4 zile. Empatia și grija față de aproape au făcut dintr-o gorilă o adevărată vedetă a internetului. După ce un pui a fost abandonat la naștere de către mama sa, o femelă adult din cadrul grădinii zoologice din Bristol și-a luat foarte în serios rolul de mamă adoptivă. Cele două sunt acum de nedespărțit, iar cea mică va avea parte de educația și dragostea pe care o merită. Cam atât de aici, din studioul știrilor. Noi vă mulțumim pentru atenție. Dana, mă întorc la tine. Ai văzut bebelușala cu gorila? Ba, este cea mai frumoasă știre pe care am văzut-o pe ziua de astăzi și este emoționant ceea ce se întâmplă în regnul animal și ar trebui să învățăm de la aceste animale. Aș fi adoptat-o eu mâine, dacă știam, Iulia. Și eu. Hai să o aducem la redacție. Ce spui? Eu zic că da, ar fi o mascotă potrivită. Îți mulțumesc tare mult și mulțumesc. Să ne revedem și mâine cu bine la jurnal. Iar acum, doamnelor și domnilor, citeam zilele trecute că vreo 20% dintre noile afaceri dau așa faliment în primul an.
procentul se modifică la 5 ani și ajunge pe la 50%, iar în 10 ani ajunge la 66%. Se întâmplă și greutăți atunci când ești antreprenor. Ideea este să înveți din ele, despre greșeli și cum facem față eșecului, cum îl gestionăm și cum ne păstrăm mentalitatea de învingător. Vorbim astăzi cu Loran Soares, SaaS, expert în creșterea accelerată a firmelor, trainer, coach, antreprenor. Doamne, câte lucruri avem de învățat de la tine, Loran. Ești în direct prin Skype. Bun venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație din nou. Loran, trebuie să te întreb, pentru că și tu ai trecut prin dificultăți și tu ai avut parte de eșecuri în cariera ta de businessman, de antreprenor. În primul rând, cum ai făcut tu față eșecurilor și dacă ți-ai făcut așa la un moment dat o listă ca să știi ce ai greșit, ca să nu mai repeți, iată, experiențele? Da, am trecut și cred că nu sunt încă imun la greșeli în viitor. Cred că oricare antreprenor care pornește pe cont propriu și în general, inclusiv în carieră și în viața noastră, suntem expuși greșelilor și cu cât riscăm mai mult, cu atât vom greși mai mult, pentru că oarecum greșeala vine sau eșecul vine în urma riscului. Pe de altă parte și succesul vine cu o doză mare de risc și de asta merg mână-mână. Am avut momente foarte dificile în afacerea mea, am avut falimente, am avut proiecte care nici măcar n-au început și deja au falimentat, am avut altele care au început, dar n-au prins tracțiune în piață și am pierdut acele business-uri. Ce m-a făcut să merg mai departe în astfel de momente a fost oarecum convingerea că acel moment în parcursul meu antreprenorial nu trebuie să definească tot restul vieții mele și nu trebuie să mă raportez la acea pierdere a unui business sau o greșeală în afaceri care să mă ducă la niște pierderi financiare ca și cum ar fi sfârșitul pentru mine ca și antreprenor. Și cred că această mentalitate de a vedea eșecul mai mult ca o greșeală, nu ca ceva care e fatal, și de asta le spun și clienților mei. Eșecul eu îl văd atunci când cazi și nu te mai ridici. Când falimentezi și nu mai vrei să deschizi niciodată în viața ta o afacere. Atunci ai eșuat în afacere. În schimb, dacă ai falimentat o afacere, ai luat lecțiile de acolo și mergi mai departe, a fost o greșeală din care ai învățat. Ai ieșit mai puternic de acolo. Și, din păcate, în România nu prea există această cultură a eșecului. Eșecul este asociat cu ceva rău, este asociat cu rușinea. De ce? Pentru că suntem crescuți într-o mentalitate, într-o filozofie de comparație. Părinții noștri ne compară cu ceilalți colegi de la școală, profesorii ne compară prin note cu ceilalți colegi de la școală, din clasă. Ulterior, în toată societatea există această cultură de comparație. Vedeți, social media ne dă mare, fiecare care are poză mai faină, care se duce în concedii mai frumoase, mai luxoase, care reușește poza mai faină. În spate nimeni nu știe că majoritatea dintre noi oricum avem problemele noastre și nu le punem pe social media. Și atunci această cultură de comparație face ca noi oamenii să ne uităm la eșec ca la ceva rușinos, ca la ceva rău. Pe de altă parte, dacă ne uităm în culturile occidentale, poate chiar în America, în special în America, acolo dacă eșuezi și te ridici și mergi mai departe, ești aplaudat. Adică acolo este foarte normal să vină un antreprenor și să spună: am avut 5 falimente. Și când zici așa ceva, oamenii: bravo, ce tare ești! În România, dacă zici: am avut 5 falimente, bă, dar cine te... Tu mai vrei să vorbești? Ai trecut printr-un război, dar nu ai experiență, știi ce să faci mai departe. Și cred că dacă stau să mă gândesc la creditare, cred că e mai ușor pentru cel care a avut 5 falimente să obțină un credit față de unul care este la început. Uite că este o chestie interesantă. La o conferință în Lisabona cu câțiva ani spunea un reprezentant unui fond de investiții că ei, când investesc în startup-uri, sunt mult mai înclinați să investească în startup-uri unde echipa avusese anumite proiecte în trecut care au eșuat. Pentru că ei ziceau așa: dacă echipa respectivă a eșuat în alte proiecte și totuși continuă împreună, înseamnă că au învățat ceva. Și există destul de multe studii în acest sens, inclusiv un studiu din 2010, care arată că învățarea din experiență, din eșecuri, este mult mai puternică decât orice altă formă de învățare, fie din cursuri, fie din cărți, fie din orice alte metode de învățare. De ce? Pentru că doare mai mult. Ba mai mult, acest studiu spune că și timpul în care reținem informațiile din eșecurile respective sau greșelile respective
e mult mai îndelungat decât din alte informații. Adică dacă citești o carte și iei o informație, o ții minte o perioadă de timp. Dacă eșuezi sau greșești în afaceri, vei ține minte mult toată mai mult. Deci, viața. Tocmai pentru că a durut. Așa este, dar din experiența ta și din ceea ce vezi în jur la oameni din comunitatea ta bogată, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac antreprenorii și de ce, vorba aceea, în ghilimele, se duce de râpă business-ul lor? Una dintre greșelile cele mai mari este crearea așteptărilor greșite, începând de la cât o să mă coste să finanțez business-ul acesta. De obicei este de 2-3 ori mai mult decât credem la început și evident la un moment dat se termină rezervele de bani și rămânem fără bani și nu mai putem să mergem mai departe. Altă greșeală este legată de așteptările pe care le avem sau fanteziile pe care le creăm în capul nostru legat de cum o să reacționeze piața la produsul nostru. Și zicem, lansez produsul ăsta și o să fie revoluționar și toată lumea o să vrea să cumpere. Și chestiile astea cu toată lumea o să cumpere, toată lumea o să-mi placă produsul, sunt niște aberații și fantezii în capul antreprenorilor care nu se concretizează în realitate în business-ul nostru. Deci aceste așteptări greșite față de obiective, față de costuri și așa mai departe. Mai sunt greșeli în promovare. Mulți oameni cred că dacă am un produs sau serviciu bun este suficient, oamenii o să vorbească și nu am nevoie de prea multă promovare. Din contră, ba mai mult, există această vorbă în română, știți și voi, cu laudea de sine nu miroasea bine. Și iau antreprenorii această vorbă din societate și o duc în business, unde n-are logică, adică trebuie să te lauzi. Și cât la sută ar trebui să conteze această promovare în momentul în care ai un business? Nu am, scuze, n-am înțeles. Cât la sută ar trebui să conteze, să pui accent pe promovare în momentul în care ai un business, ca să se ducă vestea, vorba aceea? Dana, ne uităm la un business în felul următor. Produsul, în primul rând, sau serviciul pe care îl vinzi, trebuie să fie bun. Că altfel, dacă vinzi porcărie, mai repede sau mai târziu o să-și dea seama oamenii că îi înșeli. Produsul trebuie să fie bun, trebuie să fie bine promovat și să convingi clienții să cumpere. E un proces din 3 pași. Oriunde eșuezi aici, eșuează business-ul. Dacă produsul nu e bun, eșuează business-ul. Dacă marketingul nu e suficient de eficient, din nou, aceeași problemă. Dacă nu reușești să convingi clienții să cumpere după ce ai făcut marketing, tot la eșec duce. Deci e un proces care am putea să spunem 33, e important pentru a reuși să vinem. Am mai vrut să spun un lucru, Dana, care cred că este important pentru cei care urmăresc această emisiune legat de ce putem să învățăm din eșec. Unul dintre criteriile cele mai importante să putem să învățăm din eșecurile noastre și greșelile noastre este să ne asumăm responsabilitate pentru greșelile respective. Oamenii care caută în exterior motivul pentru care i-au eșuat, guvernul, criza, pandemia, concurența sau orice altceva, nu spun nimic altceva decât eu nu sunt dispus să învăț din ceea ce am făcut pentru că problema e în exterior undeva. Și această asumare a responsabilității este extrem de importantă în procesul de învățare și în drumul nostru către succes. Și atunci aș spune în următor, pentru cei care vor să înțeleagă cum funcționează acest sistem de eșec și greșeli, este, în primul rând, trebuie să recunoști că ai greșit, adică trebuie să-ți dai seama că ai greșit, unde ai greșit. Care se spune, dacă ești prost și nici nu dai seama că ești prost, e grav. Este greu pentru ceilalți, nu pentru tine, știi cum se zice. Da. Când faci greșeli în business, trebuie să-ți dai seama că ai greșit, trebuie să fii conștient. Și pentru asta ai nevoie de un pic de educație antreprenorială. Deci să recunoști greșeala. Doi, să-ți asumi că e ceva din ce ai făcut tu sau nu ai făcut tu care a declanșat greșeala respectivă și că problemele nu din exterior, ci sunt la tine. Trei, să înveți, să iei niște lecții, cum spuneai tu la început, ai notat undeva ce lecții și da, am lecții notate din greșelile respective. Și patru, să aplici lucrurile pe care le-ai învățat. Pentru că degeaba știi, dacă nu aplici din nou, vei repeta greșeala și fostul meu șef avea o vorbă foarte faină, zice, să greșești e normal, să greșești de două ori în același loc înseamnă că ești prost. N-ai învățat greșelile tale. Și cam asta ar fi ceea ce aș recomanda celor care urmăresc această emisiune, să recunoști greșeala, să-ți asumi responsabilitatea, să înveți din greșeala respectivă și să aplici învățămintele pe care le-ai luat din greșeala respectivă și atunci să fie bine. Și acum, apropo, că mi-aduc aminte de celebrul dicton latin, errare humanum est, sed perseverare diabolicum est, nu? Exact. Și cred că oricine care nu înțelege latin nu înțeles aceste vorbe pentru că sunt de înțeles. Așa este. Și aș mai spune încă un aspect legat de eșec. Ar fi frumos dacă am putea să creăm
această cultură în România și am putea să începem copiii noștri să învățăm acest lucru, această cultură de îmbrățișare a eșecului. Spunea la o conferință în Statele Unite la care am participat Sarah Barclay, care este proprietarul unei companii foarte mari, milioane, zeci de milioane de dolari, spunea în următor: când eram mică, tatăl meu aproape în fiecare zi mă întreba la ce ai dat greș astăzi. Foarte interesant, dar trebuie să facem asta, nu? Cu cei mici. Da, și zice, inclusiv când veneam acasă de la școală și luam o notă proastă, zicea, mă felicita cu bătăi, de un high five, de exemplu, dacă luam 5 high five-uri, după care venea și discuta cu mine și zicea, hai să vedem ce putem să învățăm de aici ca să nu mai primești o notă. Dar sărbătorea și notele mai puțin bune. Ar trebui să începem să dezvoltăm această cultură, în special în rândul copiilor noștri, ca în speranța că următoarea generație măcar se va bucura de greșeli, se va încuraja eșecul, va îmbrățișa eșecul, pentru că eșecul și greșeala face parte din drumul nostru către succes. Așa este, Loran, îți mulțumesc tare mult pentru prezență, ești o inspirație și este o încântare de fiecare dată să vorbesc cu tine și să învățăm lucruri de la tine și îi sfătesc pe telespectatori să te urmărească pe rețelele de socializare și pe platforma ta, pentru că au ce învăța de acolo și cine știe, poate le vin idei de business-uri, dar business-uri făcute ca la carte, da, fără faliment. Așa. Mulțumesc mult, Loran, să ne revedem cu bine. Iar acum, doamnelor și domnilor, vorbim despre mamele care, știți prea bine, vor să alăpteze în public și pot să o facă, pentru că de acum există o lege care le protejează și ele nu mai trebuie să se pitească, nu mai trebuie să se rușineze, nu mai trebuie să se codească dacă trebuie să scoată sânul și să alăpteze puiul în public. Legea alăptării este acolo, le protejează pe mame, iar cei care le discriminează sau le interzic, cine știe lucrul acesta, pot fi sancționați și amenziile sunt destul de usturătoare, cel puțin pentru persoanele juridice sunt cuprinse între 1000 și 2000 de lei, iar când vine vorba de persoane fizice, între 100 și 500 de lei. Despre acest subiect vorbim astăzi și despre importanța alăptării cu doamna Vania Liman, moașă independentă. Bun venit! Bine te-am găsit, Dana. Mă bucur tare mult că vorbim despre acest subiect și că nu va mai trebui să vorbim așa șușotit despre alăptare, când este un lucru atât de minunat și de natural și vorbim aici și despre apropiere, despre sănătate și așa mai departe, dar dumneavoastră sunteți îndreptățită să vorbiți despre acest lucru. Cum vi se pare această lege a alăptării? A venit când trebuia sau a venit prea târziu? Bine că a venit, și acum, pentru că în felul acesta mamele se simt libere și fără să le fie teamă să facă lucrul acesta în public. Și era și normal să vină, pentru că față de momentul când voi erați mici, multe lucruri în alăptare s-au schimbat. A apărut alăptarea la cerere. Ne aducem aminte că, virgulă, copiii... Cum se alăptau copiii înainte, de exemplu? Se alăptau din 3 în 3 ore, iar eu mă supăram pe băiatul meu dacă plângea cu un sfert de oră mai devreme. Ziceam, încă n-au trecut 3 ore. A fost o etapă, erau niște politici, niște protocoale pe care noi, ca și personal medical, trebuia să le respectăm. Ei bine, nu era bine lucrul acesta, pentru că la început, în primele săptămâni, într-adevăr, alăptarea la cerere este foarte importantă. Sunt momente în care bebelușul suge mai puțin și atunci cu certitudine nu va mai sta 3 ore, ci poate după o oră jumătate se va scula și va dori să sugă din nou. Sunt momente în care suge mai mult și atunci chiar o să stea 3 ore și nu o să fie nicio problemă. Deci acest alăptat la cerere chiar era un lucru care a schimbat și în clipa de față sunt, uneori am mai întâlnit conflicte între generații, între gravidele pe care eu le știu, mamele lor, bunicile lor, mătușile care le spun, dragă, trebuie să alăptezi din 3 în 3 ore, ce e aia să pui copilul la sân ori de câte ori plânge la început. Sigur. Fiecare generație, bineînțeles, a avut nu obiceiul, dar nu înseamnă că este un lucru rău. Așa au fost învățați. E bine că este alăptat copilul, știți cum se zice. Absolut. Un alt lucru care iarăși s-a schimbat și este bun este punerea copilului la sân precoce, în acea oră magică după naștere, pentru că stimulează secreția hormonilor de lactație. Nu neapărat pentru că bebelușul ar avea nevoie atunci
să mănânce. Dar încă în acel interval are reflexele puternice și mă refer la o naștere naturală. Desigur că dacă mama a născut cu anestezie, lucrurile trebuie sunt revină, da, mai puțin simple, dar chiar și așa e bine să punem copilul în acea oră magică, ca el să stimuleze secreția hormonilor de lactație. Trebuie să vorbim despre colostru și despre importanța lui, nu? Da, iar și aici sunt niște lucruri bine. Despre colostru se știe de foarte mult timp și el conține în mod special o cantitate foarte mare de anticorpi care vin la bebeluș ca o armată din asta bine pregătită și îi dau imunitate și îl protejează împotriva bacteriilor și microbilor. Cât timp este protejat bebelușul după imediat asta? Îți răspund, da? Mai vreau să-ți spun un alt lucru important în compoziția colostrului este vitamina A, care pe lângă efectele pe care le are asupra vederii se consideră că ar fi primul antibiotic pe care bebelușul îl primește și de aceea e foarte, foarte important. După acest colostru vine un lapte în primele 14 zile, după care, din ziua a 15-a încolo, aproximativ, până cât mama va alăpta, vine laptele definitiv. Ce vreau să spun, cred că referitor la ce ai vrut să mă întreb, este faptul că ce s-a descoperit între timp este faptul că în cursul unui alăptat, compoziția laptelui diferă. Este laptele de început, care, dacă te uiți la el, e transparent, așa, parcă mai ușor apos, așa, albăstriu, da, care hidratează bebelușul, și după aceea laptele de sfârșit, care este mai alb, mai păstos și care îl hrănește pe bebeluș. Acolo sunt nutrienții, nu? Acolo sunt nutrienții. Și aici fac mamele o greșeală, pentru că probabil că multe dintre ele se plictisesc, că nici bebelușul nu are puterea aceea să tragă bine la început și nu își dozează exact timpul petrecut la sân și riscă să nu beneficieze de laptele acesta nutritiv. Care ar fi, nu știu, perioada optimă ca el să ia de acolo, de la mamă, tot ce are nevoie? Sigur că, în general, așa, din perspectiva unui bebeluș normal, el ar trebui să cam sugă 20 de minute la un sân. Am citit și multe studii afirmă că e bine ca să alăptezi bebelușul la un sân, la o masă și la masa cealaltă de la celălalt sân. În medie, deci, mamă face 20 cum simte, de minute, da, ar fi în ordine. Dar dacă este un copil născut, să zicem, înainte de termen, sau dacă e un copil mai leneș, sau, desigur că poate el nu va sta 20 de minute. Durează mai mult, și atunci, da. Nu, poate va sta mai puțin. Sau, mai puțin, sau depinde, da, cum îi vine mamei laptele, pentru că dacă nu vine, el se enervează și... se frustrează, da. Frustrează și... hai să zicem așa, chiar scuipă. Da, respinge, da. Da, 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 sfârcul. Și atunci, sigur că cea mai mare calitate a unei mame care alăptează este răbdarea. Am vorbit astăzi cu o gravidă, fostă gravidă, de fapt, mămică, acum are câteva luni, are, cred că, aproape 3 luni fetița ei, și a pornit destul de greu alăptarea la ea. Ea lucrează și în zona asta și cumva își dorea foarte, foarte mult să alăpteze. Și acum, după ce am vorbit cu ea, n-am mai vorbit de o lună, mi-a spus: doamna Vania, tot timpul mi-am adus aminte că îmi spuneați: Anca, ai răbdare, Anca, ai răbdare. Zice, știți, vă mulțumesc pentru că m-ați îndemnat să am această răbdare și este sfatul meu cam așa pe care l-aș da tuturor mamelor care alăptează. Să aibă răbdare, să treacă peste momentele alea de început. Anca îmi spunea că în primele 8 săptămâni a fost de groaza lumii. Da, așa este, până da, te adaptezi. Deci trebuie să aibă răbdare. Și sunt multe mame care renunță la alăptat, pentru că nu este foarte plăcut sentimentul inițial, când încă nu ești obișnuită cu senzația. Dar dacă te obișnuiești și, vorba aceea, treci peste, o să devină chiar un lucru plăcut, atât pentru mamă, cât și pentru bebeluș. E un lucru extraordinar. Unul dintre beneficiile foarte mari ale alăptatului este, când el se instalează, este starea de relaxare pe care o dă atât mamei, cât și bebelușului, datorită prolactinei. Prolactina îi relaxează. Se spune că, de fapt, mamele zen, mamele care alăptează, sunt așa mai mame zen, așa, mai liniștite, mai puțin stresate. Vine exact de la acești hormoni care au
rolul lor atât de important. Dar ce să le spunem mamelor care își doresc să alăpteze și au diverse probleme? Nu știu, vorba aceea, își pierd laptele. Se întâmplă și există această presiune pusă pe mame că trebuie să alăptezi, trebuie să îți hrănești copilul natural și așa mai departe. Ce facem cu aceste mame ca să nu se frustreze și să nu se învinovățească, așa cum se întâmplă de multe ori? Da, acum, eu și n-aș vrea să fiu așa extremistă, dar să știi că eu în experiența mea de atâția ani foarte rar am văzut mame care să-și piardă laptele. Lucrul acesta, dacă se întâmplă, se întâmplă pe o stare de stres a mamei, datorită cortizolului care secretă, ajută și la, ajunge și la bebeluș și bebelușul este foarte stresat, datorită oboselii de foarte multe ori, lipsei de încredere. Deci sunt câteva lucruri pe care tu trebuie să ți le asumi ca mamă. Da, ok, n-am condus niciodată mașina, dar de azi încolo am învățat câteva luni bune și îmi asum să conduc mașina. La fel e și cu alăptatul. Le sfătuiesc pe mame să se informeze bine în perioada de sarcină, pentru că, de fapt, succesul alăptatului depinde de primii 2-3 pași pe care îi faci când pui copilul la sân, când ți l-a adus prima dată. E foarte important să știi cum să-l atașezi, da? Pentru că el nu trage lăpticul din sfârc, trage din areola mamară. Dacă nu știi cum să-l atașezi, o să ai dureri mari, pentru că acolo în sfârc sunt multe terminații nervoase și nici nu o să vină lapte la copil. După aceea, ok, poate copilul suge mai puțin decât lapte am eu nevoie, sau din contră, eu am mai puțin lapte decât are el nevoie. Dacă suge mai puțin, trebuie să am grijă să-mi golesc sânii ca să n-ajung la probleme de genul să ne angorjați, canale înfundate, da, mastită. Dacă eu am mai puțin lapte, atunci ce fac? Îl pun să sugă la des? Cerere, uh-huh. Pentru că sunt foarte multe studii care arată că acesta lăptat la cerere, deci rolul lui cel mai important este de a stimula secreția lactată. Dar mai sunt acele pompe, le folosim, pentru că este o întreagă discuție. Folosim pompa, pierdem laptele, nu folosim pompa, ce facem? Acum, ce vreau să spun apropo de faptul că unele mame își pierd laptele, poate sunt situații, dar cel mai adesea din cauza stresului. Dacă lucrul acesta se întâmplă, atunci ne împăcăm sufletește. Nu ne Deși pedepsim. Eu le asigur pe mame că dacă își vor păstra răbdarea și vor avea încredere în ele, doar atât să spună, pot să fac asta și să pună copilul la sân, pentru că sânii or să îi răspundă până la urmă. Sigur, exceptând situațiile când sunt niște probleme hormonale care, na, pot să aibă un efect în acest sens. Nu susțin pompele de sân. În primul rând susțin că cea mai bună pompă de sân și cea mai performantă este bebelușul. Dar, dincolo de asta, nici nu sunt o extremistă să spun că aceste pompe de sân ar trebui excluse total. Nu. De pildă, o mamă care începe să se ducă la servici, da? O ajută foarte mult să-și ia pompa aia cu ea, să se mulgă dimineața, la prânz, în cursul zilei, în sfârșit, în funcție de programul pe care îl are. Sunt situații în care dacă un copil e mai leneș, atunci dacă mulgem sânul, noi îi dăm și cea de-a doua parte și i-o dăm din laptele nostru și nu din formule de lapte praf. Așa deci este. Sunt necesare și pompele de sân. Alimentația ajută la creșterea lactației? Adică dacă o mamă mănâncă bine și mult, produce mai mult lapte, este acolo în primul rând, mit? Da, trebuie să se hidrateze foarte bine. Oricum îți face sete alăptatul. Să mănânce, nu mult, să mănânce consistent, atât cât se simte ea în ordine, dar să fie consistent, da? Și contează foarte mult odihna. Adică aici o mamă care are un bebeluș, când doarme bebelușul, trebuie să doarmă și ea. Aici trebuie să vorbim cu cei din jur să o ajute la treburile casnice, pentru că mintea unei mame e tare rotiță și se gândește așa ce este. Mai este de făcut atunci când doarme bebelușul. Și asta e cea mai greșită atitudine, ca să zic așa, pentru că la un moment dat intri într-o stare de oboseală care greu după aceea se... Am auzit multe mame care
în preajma vârstei de un an și al copilului, își doresc foarte mult să termine cu alăptarea, să înțarce. Chiar am fost săptămâna trecută, a fost săptămâna internațională a alăptatului, se serbează în toată lumea. Și la noi s-a serbat. Și am întâlnit un grup de oameni care toate erau stresate în ultima zi despre cum să înțarce copilul. Ce dumneavoastră, cum ați încercat? Și zic, pur și simplu natural, pentru că în momentul în care încep diversificarea, lucrurile cumva se întâmplă de la sine. E un alt subiect, dar și acolo e foarte mult stres. O să-l vorbim, sigur, cum să nu, mi-ar face plăcere. Vă mulțumesc tare mult. Cu tot dragul. Mulțumesc. Iar acum mergem la grădina Ritei să vedem ce mai face Casiana prin grădină. Hai să vedem. Bună, sunt Casiana și astăzi o să vă spun cum se îngrijesc mușcatele pe perioada verii. Pentru că mușcata este una dintre cele mai îndrăgite și întâlnite flori la geamurile românilor, astăzi o să vă spun cum se îngrijește în perioada caldă a anului, și anume, în momentul în care scoateți mușcata afară din casă, temperatura trebuie să fie una pozitivă, adică peste 10 grade, să nu existe riscul de îngheț. Dacă planta este lipsită de frunze sau acestea apar la distanțe mari, aceasta se va ciupi. În cazul în care este înflorită, nu se ciupește până nu trec florile. După care aceasta se pune în prin soare, deoarece este mare iubitoare de căldură. Dacă este ținută la semi-umbră sau la umbră, ea o să-și dezvolte o masă vegetativă foarte mare, însă nu va înflori sau înflorirea este foarte redusă. Mușcata trebuie udată în perioada caldă, cel puțin o dată pe zi. Udarea se face fie dimineața, fie seara. Apa trebuie să fie la temperatura camerei, iar udarea se va face la nivelul pământului, deci a solului, fără a atinge frunzele. Pământul nu trebuie să fie niciodată ud, ci umed, pentru că altfel există riscul putrezirii rădăcinilor și a bolilor. De asemenea, atunci când florile trec, acestea se vor rupe pentru ca să aibă loc o înflorire cât mai abundentă. Cel puțin o dată pe săptămână aceasta se va fertiliza, deoarece este mare iubitoare de îngrășăminte. În acest scop se pot folosi atât îngrășăminte speciale pentru mușcate, cât și îngrășămintele acelea universale pentru plantele cu flori. Stropirea se va face fie la nivelul solului, fie direct pe frunze, adică foliar, în funcție de tipul de îngrășământ folosit. Atunci când temperatura este foarte ridicată, adică peste 35 de grade, este bine ca mușcata să nu fie ținută în arșiță, ci să fie pusă la semi-umbră, iar pe măsură ce soarele își pierde din intensitate, aceasta se pune din nou la lumină. Udarea la mușcate se poate face și prin scufundarea ghiveciului în apă. Acesta este ținut până ea își ia suficientă apă, după care se lasă câteva minute și se așează în locul în care a fost. Dacă udarea o faceți în farfuria de apă sau într-un vas de apă, atunci surplusul de apă se va arunca, deoarece mușcate nu-i place să stea cu rădăcinile în apă. În cazul în care frunzele devin galbene, este un semn că fie are prea multă apă, fie îi lipsește apa. Și atunci trebuie să verificați neapărat solul dacă are suficientă umiditate. Dacă mușcata este ținută la ghiveci sau jardinieră, vasul în care este ținută trebuie să fie suficient de mare pentru ca aceasta să aibă suficient spațiu să-și dezvolte rădăcinile. Până data viitoare, vă doresc spor în toate! A venit momentul să o invităm pe Oana Constantin aici în platoul Între Prieteni să vedem ce ne pregătește la Dincolo de Ceea Ce Știm. Bun venit, Oana, și bun venit invitatelor tale! Bine v-am găsit! Bine, bună ziua! Am venit cu două femei frumoase, după cum observi. Nu numai femei frumoase și deștepte ai la emisiune și eu la fel, sâc, ce crezi? Așa e! Este foarte bine! Este vorba despre legea atracției, ce crezi? Frumos, foarte frumos! Pentru că despre asta o să discutăm astăzi, dar o să ne explice Oana Enache, care este terapeut holistic, și Adina Ene este master NLP și master și coach. Da, deci programare neuro lingvistică, da? Exact. Bun, bun, bun. O să ne explice de ce la unii funcționează și la alții nu funcționează. Bun, păi hai că o să fac așa repede un cross, o să o întreb pe Oana întâi de ce la unii funcționează și tu, Adina, trebuie să te gândești de ce nu funcționează. Și gata, le-am împăcat pe amândouă. Așa. La unii funcționează să atragă pozitivul, pentru că noi legea atracției funcționează și de o parte și de cealaltă, doar că atragem și ce ne place și ce nu ne place. Iar la cei care atrag pozitivul în viața lor, și-au schimbat ei frecvența pe care funcționează predominant. E ca la radio, deci caut o frecvență și exact. Cum fac eu cu potențiometrul ăla să fiu exact pe frecvența care trebuie?
Suntem în permanentă schimbare. Avem uneori emoții negative, emoții pozitive. Este important însă să ne focusăm pe părțile pozitive ale vieții și nu pe cele negative, adică jumătatea plină a paharului, ca frecvența noastră să fie una de plin și nu de gol, pentru că oamenii tind să se focuseze pe partea lipsă. Nu am cu tare lucru, nu obțin jobul pe care îl vreau. Și atunci este important să ne focusăm și recunoștința e foarte importantă, să facem listă cu lucrurile pentru care suntem recunoscători. O, ce frumos! Ia, o să întreb acum pe Adina de ce nu funcționează la unii. Păi, așa cum spunea și Ioana, legea atracției funcționează absolut pentru toată lumea, doar că depinde foarte, foarte mult de ce se află în subconștientul nostru, da? Nu degeaba studiez eu NLP, pentru că acolo se află o mare, mare cheie. Degeaba mă prefac eu că sunt pozitiv, fac niște afirmații, dacă în subconștientul meu, care este extrem, extrem de puternic, mult mai puternic decât conștientul, am tot felul de programe și nu o să-ți vină să crezi, însă eu lucrez cu oamenii și cu mine de atâția și atâția ani și încă descoper programe de genul Dumnezeu mă pedepsește, eu sunt vinovat, eu trebuie să sufăr, trebuie să iau asupra mea greutățile altora. Da, sunt tot felul de programe. Asta vin de la părinți? Vin de la părinți, vin din ADN-ul nostru, da, subconștientul nostru se pare că are în el toate viețile noastre și tot ce s-a petrecut pe pământ. E o memorie extraordinar de mare. Așadar, păi eu zic să accesăm subconștientul și știu că sunt modalități de accesare a subconștientului și să facem curățenie acolo, nu? Sigur că da, sigur că da. Dar pentru asta e necesar să vreau să mă deschid, să accept, să recunosc lucrurile acestea. Și apoi, desigur, să fiu aliniat, da? Gândul meu să fie aliniat cu cuvintele mele și cu acțiunile mele. Că dacă eu nu mă aștept să primez binele, da? Păi nici nu apare în viața noastră. Dar să mă pregătesc, să mă deschid pentru asta. Așa. Și atunci o să atrag ceea ce eu îmi doresc. Uite, Oana, apropo de starea aceasta de bine și apropo de creier și de ce poate el să facă, eu știu că creierul poate fi programat, să zic așa, și să simtă această stare de bine, doar că trebuie să lucrăm la asta în fiecare zi. Ai așa un truc pentru noi să scurtătură, facem acest lucru, da? O scurtătură ar fi să nu te mai focusezi pe minte. Dacă vrei, asta e scurtătura scurtăturilor și să realizezi că ești conștiință. Mm-hmm. Și mai este un lucru apropo de prezent, pentru că ni se spune să ne concentrăm asupra prezentului, să fim aici și acum. De ce este atât de important? Pentru că știți prea bine că mulți oameni trăiesc ba în trecut, ba se focusează pe viitor și ratează viața. Știi cum e? Viața e când ne ducem acum. Când ne ducem în trecut, trăim foarte mult în regrete eterne care nu ne ajută. Când ne ducem în viitor, stăm ori într-o visare, ori putem să stăm în anxietate, că nu știm ce ne așteaptă. Și frica de noutate este una dintre fricile pe care foarte mulți oameni le au. Așadar, respir ca să revin în prezent. Și hai să zic o chestie foarte drăguță. Când am venit la voi, am apăsat pe alt etaj. Așa. Da, o țineam eu într-una, să apăs pe alt etaj. Și liftul m-a adus fix la voi. Așa. Da, pentru că eram foarte relaxată. Când noi suntem relaxați, lăsăm energia să curgă prin noi și o conștiință mai înaltă vine și ne arată. Bun, bun. Și apropo de proiecții, cât de mult ne ajută aceste proiecții la un trai mai bun, la o stare de bine și așa mai departe? La materializarea dorințelor. Vizualizarea, adică. Vizualizarea ne ajută, da. Ideea este să nu ne agățăm de ceea ce vizualizăm. Adică să fim flexibili. Da, dacă, de exemplu, eu vreau să merg într-o vacanță, oamenii au tendința să spună, păi, vreau bani ca să pot să merg în vacanță. Dar de ce vrei bani? Pe dacă vrei vacanță, acolo, exact, da. Poți să o primești cadou. Mie mi s-a întâmplat. Iată, da. Mie mi s-a întâmplat să primesc o vacanță cadou pentru că exact asta mi-am dorit. Vreau o vacanță. Și mie mi s-a întâmplat același lucru. Visam de foarte mult timp să ajung în Israel și îmi propusesem eu la un moment dat să merg în Israel. Uite că nu am fost cu bani, să zic așa, n-am scos eu bani din buzunar, a venit la mine într-un infotrip și așa mai departe, deci lucruri minuni se întâmplă, mă bucur tare mult că vorbiți despre asta și o să vă urmăresc și eu, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și noi. Mai multe detalii la tine, Oana, gata, am plecat, te las liniștită la ora 16. Vă mulțumesc tare mult, dragilor, suntem aici mâine de la ora 14, stăm împreună 2 ore minunate cu invitație frumoși cu subiecte pe măsură, eu mă retrag în glorie, o las pe Oana mai departe la Dincolo de Ceea ce știm, nu uitați să zâmbiți!